Abbas Camel, șeful serviciilor secrete uh, izraeliene, nu l-a informat pe Netanyahu cu 10 zile înainte uh, că urmează o invazie Hamas, uh, atât de sângeroasă sau orice fel de uh, invazie. Uh, Netanyahu nu a primit nicio informație în acest sens. Mai mult, uh, el nu a. De când a venit la putere, nu a avut nicio discuție cu șeful serviciilor secrete, ceea ce mi se pare ceva extrem de grav, gravisim pentru ceea ce se întâmplă în Israel. Și a mai venit și o dezmințire legată de o afirmație a celui mai înalt oficial din, de la Cairo care a spus că în termen voalați i-a transmis i-ar fi transmis lui Netanyahu că urmează să se întâmple ceva foarte grav. Netanyahu în discursul ținut ieri seară a negat și acest lucru și sunt și înclin să îl cred. A fost un atac mârșav, un atac crud, un atac Neanunțat, dar, din păcate, un atac atent uh, orchestrat și cu ajutorul agenților unor puteri străine de Hamas. Uh, un atac despre care serviciile secrete uh, din uh, Israel nu au știut nimic sau s-au făcut că nu știu ceea ce uh, ar Rusia în altă trădare.